Salutare dragi urmași! Bun venit pe canalul nostru! Cunoaștem cu toții nedreptățile făcute lui Halil și Slam noaptea decernării premiilor Pantene Golden Golden. Halil Ibrahim Ceyhan, care a cucerit inimile cu seria Emanet, este un nume care se află pe agenda rețelelor sociale de 2 ani. Se zvonește că serialul, ale cărui primele două sezoane s-au încheiat cu succes, va avea un final de început al sezonului 3. După ce Slatir Coglu nu a vrut să continue să participe la proiect și a părăsit Emanet, Halil Ibrahim Ceyhan s-a remarcat ca numele care va susține seria. Dar, contrar așteptărilor, chipeșul actor a fost cel mai uzat nume din acest proces. Toată lumea s-a întors împotriva lui după plecarea lui Sla din serie. În special, grupurile de fani au vărsat furie pe rețelele de socializare, uneori împotriva lui Halil și alteori împotriva familiei lui Halil. Halil Ibrahim Ceyhan a împărtășit cu cercul său apropiat că a fost foarte supărat pentru că nu a fost înțeles și nu s-a putut apăra suficient în această perioadă. În special, prietenul apropiat al lui Halil, Alishan Jinai, a spus că Halil Ibrahim Ceyhan a fost nedreptățit și despărțirea sa de Sla datează de mult. Acum, chipeșul actor a răspuns la reacția nedreaptă care s-a arătat față de el pe rețelele de socializare. O postare a actorului de succes dezvăluie starea sa de spirit recentă. Aici Halil Ibrahim Ceyhan a explicat exact cum a fost să-ți placă această postare. Iată acea postare, nu m-au înțeles. Nimic nu se întâmpla. Că oricum nu m-a înțeles. Virgulă era scris. Frumosul actor a făcut declarații usturatoare după despărțirea de Slatir Coglu. Declarațiile sale despre partenerul său, care nu a asistat la festivitatea de premiere, au stârnit o mare reacție, iar după acea zi, urmărirea pe rețelele de socializare dintre cei doi s-a încheiat. Mai târziu, deși și-a sunat-o pe fosta iubită și a vrut să se explice, nu a reușit și nu a făcut nicio declarație fanilor săi în această privință. De fiecare dată când trece prin fața camerei, îi trimite mesaje de dragoste Slatir Coglu, dar încă nu este deloc clar dacă această dragoste s-a încheiat. Se știe că Halil Ibrahim Ceyhan a fost nedreptățit în acest proces. Ce părere aveți despre această întrebare? Așteptăm comentariile dumneavoastră. Pascali.